Legea pensiilor a suferit mai multe modificări în ultimii ani, iar una foarte importantă își va face simțite efectele după 31 august 2023. În acest context, Casa de Pensii a venit cu un avertisment foarte important pentru românii care se gândesc să-și cumpere ani de vechime la pensie. Posibilitatea achiziției de vechime la pensie va dispărea în viitorul foarte apropiat. Românii care se gândesc la această practică mai au timp până pe 31 august pentru a-și completa stagiul de cotizare de 15 ani. Din păcate, în contextul majorării salariului minim în 2023 și a punctului de pensie, comparativ cu 2022, prețul plătit pentru această operațiune este semnificativ mai mare. Înainte de a efectua orice plată în contul casei de pensii, trebuie să te prezinți la un ghișeu pentru a verifica perioadele pentru care nu s-a plătit contribuția. În momentul în care s-au stabilit datele, trebuie nu doar să faci plata, ci să depui o declarație și contractul cu casa. Conform datelor obținute de Antena 3 pe marginea subiectului, Dan mai are nevoie de câțiva ani pentru a beneficia de pensia de stat și, din acest motiv, s-a deplasat la casa de pensii pentru a semna contractul. Minimul este de 15 ani. Eu, întâmplător, aveam numai 12 ani acoperiți, deci am de recuperat o perioadă de circa 3 ani de zile. Prima dată am fost ajutat să obțin o evaluare grosieră a perioadei lipsă și când am venit aici, pur și simplu mi-au dat formularele să le completez, a declarat bărbatul. Deși această posibilitate este benefică pentru mulți români, alții au fost luați prin surprindere când au aflat că le lipsesc ani de cotizare la stagiul de pensionare, ani care, din păcate, sunt și foarte costisitor de compensat. Este destul de greu pentru că foarte multe persoane care au muncit foarte mulți ani au fost spăcălite prin faptul că li s-au spus că le-au făcut contracte de muncă, că li s-au plătit asigurările și toate astea și s-au trezit la o anumită vârstă când și-au luat desfășurătorul pentru cotizație să nu mai existe acei bani, să-și cumpere vechime, dar din ce că nu poate să-și permită, asta este ideea, a declarat o femeie. În ceea ce privește costurile de achiziție a vechimii la pensie, contribuția minimă este de 750 de lei pe lună, adică 9.000 de lei pe an. Costul vechimii în muncă este mai mare cu circa 100 de lei față de anul trecut și se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Plata se face dintr-o dată sau eșalonat pentru maxim 6 ani consecutivi sau pe bucăți. Putem să ne cumpărăm vechime de când am împlinit 18 ani și până la vârsta standard de pensionare. Perioada pentru care dorim să o cumpărăm nu trebuie să fi avut șomaj, pensie de invaliditate, creștere, îngrijire copil, contract de muncă, nici în țară, nici în alt stat al Uniunii Europene și nici într-un alt stat cu care România are acord. A explicat Popescu Ionela Cristina, inspector Serviciul Contribuții, relatează playtech.ro.